Zic, cum te-ai apucat de tatuat oameni? Întâmplător. Serios? Pe bune. Vine de întâmplarea asta acum. De 15 ani. Aveam un prieten care făcea tatuaje la un salon și mă tatua pe mine acasă. Și avea tot. În microfon. Și avea tot la mine acasă și a venit un alt amic, aveam vreo 16 ani. Ești ardelean? Da, din Cluj. Din Cluj. 100%. A venit un alt amic și l-am prostit. Vrei să-ți fac un tatuaj? O știi, bineînțeles. N-am făcut în viața mea. Și ce ai tatuat prima oară? Ce? Un alien. Un alien? Da. Dar cum e cu moda asta? Că uneori se poartă, am văzut, acum vreo 2 ani se purtau scrisurile aici, acum se poartă... Sincer? Sunt vedete în România care și-au făcut tatuaje de alea de pușcărie. Să fiu sincer? Care... Da, zi. Cea mai mare porcărie este tatuezi după modă. Da, așa e. Asta zic și eu. Moda dispare, tatuajul rămâne. Sigur, asta e una. Adică... Și a doua, ți-am scos, spunea Raul că avea un prieten care așa și Raul care e mai idiot așa îmi spune, că unde e mă ăla cu instrucțiunile pe el? Pe a apărut Mutu, știi? Când a apărut Mutu într-o revistă cu literele lui, nimeni nu știa de fapt ce scrie. Și eu în următoarele 3 luni n-am tatuat numai literele alea și încercam să le zic. Da, tu măcar știi ce scrie? A, nu contează, fă-i. Okay. Ce erau, chinezești? Apar ceva litri chinezești, da. Deci 3 ani de zile a fost o modă tâmpită, dar moda a dispărut și eu a rămas tot cu litere. Da, și eu o recomand. Poți să le transform, nu? Serghe, poți să le transform. Poți să le acoperi, dar e mai greu, e totuși. Dar se pot și scoate ca lumea? Că era... Nu. Nu, a? Nu. Nici în străinătate. Nu. Cum să le scoată cu lasă, mă le scoate? Da, nu iasă de tot. Marcele, cum să le iasă de tot? Am văzut eu. Nu cred. Îi spun eu, rămâne pielea puțin mai albă atât. Sau arsă, sau... Puțin mai albă. Probabil, nu mă contrazic, dar nu. Același lucru... General, un tatuaj bine făcut, nu mai iasă. Iese, Marcele, cu lasărul. Ăla ce le-ai tu pe mână, poți să mergi de 1000 de ori și nu o să iasă niciodată. Bine, nu ne contrazicem. Probabil un... Făcut la pușcărie cu tuș de... A... Niciodată. Zici tu că nu-l scot. Bine, no. Deci și asta... culorile nici într-un caz. Deci asta recomand și eu la cei ce, care vor să-și facă tatuaje. Pentru că trebuie să gândească bine. Foarte mult și... Mult. 3 ani să te gândești, 5 ani, nu știu, 15 ani. Și știi care e chestia? Și să, da, și să aibă o viziune de ansamblu, că știi cine ce începe vrei, cu unul, nu se oprește. Că toți zic că îmi fac unul și mă opresc. Nu, e o vrăjeală. Așa. Toți își fac unul și după aia continuă. Și atunci trebuie să ai o chestie de ansamblu, că după aia nu se leagă. Ai un tribal cu altul cu alea, altul cu scris, altul cu un amol, altul cu carbit. Clar, ce ziceam, moda dispare, tatuajul rămâne. Da, adică eu m-am avut în cap și am mers pe o chestie unitară care mi-am făcut-o, adică și colorat, că sunt unii care le plac colorat, sunt unii care le fac pe griuri, adică trebuie să gândească fiecare ce îi place și să... Adică și eu zic că trebuie să te gândești mult înainte de a-l face până te hotărești, dar... Ani. Da, mie îmi place chestia asta. Și să nu începi să te tatuezi la 18 ani, nici într-un caz. De ce? Că regreți. La 25% o să-ți pare rău ce ți-ai făcut la 18 ani. Orice-ți faci. Orice. Da, eu... Zic eu că tatuajele-ți fac după... Eu la 30 de ani mi-am făcut primul. De la 30 de ani în sus. Serios. Pe bune, ai altceva în cap. Sau măcar cel puțin știi ce ai în cap. Oricum tot prostii-ți faci. Dar poate nu le regreți așa tare. Eu mi-aș face cum are Serghei, de exemplu, tot, dar mă gândesc așa că dacă apuc... Ce? 70 de ani așa, cu bunici pe plajă, cu... Ce are? Și așa, ce să zică nepoții, dacă mi-a dat Dumnezeu nepoți de mine, baba, așa, tătu... Știi? Mă gândesc... Eu cred că la noi e mentalitatea asta, pentru că dacă mergi undeva afară o să vezi femeile de 70 de ani că... Și-și duc nopăței de mână. Tic, 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 tic. Am tot treabă. La noi... Ei, nu, nici nu e mai acum. Nu e chiar, da. Dar au fost. Și mai e. Care e cea mai dureroasă zonă de tatuat? Am văzut oameni tatuați pe gât. Nu are nicio legătură, fiecare unde simte. Da. De la om la om diferă. Durerea. Da, pentru tine, ca tatuator, să faci pe ceva, nu știu, că mă gândesc că pe o zonă de asta, nu? E același lucru. Poziția omului contează, nu? Sau cum? Nu. Modelul contează. Da? Să am eu chef să-mi fac. Care e cel mai... Asta cu umbre, cu nebunii, cu... Orice, dar nu... Ce cireașa aia? Ce înseamnă? Cireașa. Serios? Cireașa de pe tort. Ai cireașa de pe tort. Am înțeles. Am numai
ce? În zi? În zi și nu, Michel, el le-a făcut o haotic, nu le-a făcut, el a avut o... Cum? Ce, tu le-ai făcut o haotic, nu ai avut o concepție. Nu, 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 vă mă tatuiesc de la 14 ani. Ce concepție păi înseamnă 14 ani și azi? Păi nu, că se vede cum e acum, nu? Pe Bebe nu știu cum a început Bebe, că și-a făcut un coif bucătar și cum... Ce? Ce nici mă acuze? E de o inteligență sclipitoare, e un mic ceva. Un coif de bucătar? De la bucătar! Asta mi-a făcut prietena mea, Viena, de ziua mea, și primul și ultimul tatuaj al ei. O cireașă? Da. Dar ce semn? Care e? Cireașă de pe tort. Tu ești tortul. E cireașa. La televizor, n-ai vrea să zic. Am înțeles. Mă gândesc așa un pic. Parcă vine o idee. Dar nu prea ai colorate, văd. Foarte puțin. Acolo. Poți să te tatuiești și singur? Nu. Nu, e poți, greu, nu? Dai, nu. Da, să-ți na, faci nu durere singur. Dar nu că-ți faci durere singur, dar e greu să-ți faci, nu e. Da. E greu, adică te doare. Deci când te doare, te retragi. Da. Nu. Singur. Ce ai făcut tu? Mm. Și ce e acolo? Păi și cum... A, e cu la stângă. Zi-mi ce e, că-s curioasă. Nu mai știi. Ochi, frunzulițe, planete. Am înțeles. Restul chiar da, nu zic. Chipurile alea de pe mâna dreaptă, ale cui sunt? Că văd... Nu sunt făcute în România niciunul. Dar ale cui sunt? Nu. Ale cui sunt chipurile? Da. Nu, sunt cranii. Aha. Ea e singurul chip. Păi asta întreb, că pe aia văd nu cine, cineva nu e nimeni, nu? Nu, nu, nu. E o ea. Am înțeles. Satana. Aha. Ce are coadă? Nu are coadă. E din, cum se cheamă, din, zi-mă filmul ăla cu A. Avatar. Din Avatar, da. Nu, femeia e Satana și punct. Da? Dar de ce ți-ai tatuat Satana pe tine? Cine ne conduce pe noi? Nu femeile. Păi stai mă, femeia e Satana, că mă duc acasă și mă dau și cu capul și sparg și... Bă, deja ce? Glumesc. Nu, mama ta nu era o femeie? Doamne sau femeie. Este, mă rog. Păi vezi? Cea mai tare. Dar știi că ne-a văzut unul din Italia și m-a sunat? Care e din Cluj, care e cunoscut cu mine în poză? Care lucrează în Italia, mi-a zis, te-ai tatuat la Marcel, în București. Cum îl cheamă? Nu mai știu, îți dai seama că... Dar a văzut poza cu mine și cu tine. Acolo pe Facebook-ul da, salonului. Cum ai uitat pedala? Nu știu, m-am grăbit, îți dai seama. Sunt prea multe porcării și m-am grăbit. Dar cine te-a agitat? Bebe te-a agitat, cine? A? Ce a zis? Hai, hai, hai. Pe păi și eu i-am spus, mă, nu te grăbi, vină încet că... O oră jumătate eram, nu știu unde. A. Unde era? Pe străzi, nu știu unde, căutam televiziunea. Când de oră jumătate caută televiziunea și a de simplu de ajuns... Că sunt toată dreaptă care îi hotești când se înfundă. Pe aranjează-ți și poți să și vorbești cu da. Un timp ce se aranjează. Zine de salonul ăsta, l-ați deschis, Bucharest Inc, l-ați deschis. Stai că spun eu la valieră, să-ți fie mai ușor. Serios, te cablez eu. Când l-ați deschis, când... Ia, bagă-ți-o tu pe dedesubt. Și asta doar îl lași aici, știi? Invers. Te-ai descurcat, gata, e foarte mic. Da. Când l-ați deschis de mult? No, două luni. Și sunt programări? Sunt... Plin. Plin, nu? Se tatuează lumea. Deci se tatuează lumea în dragi. Dacă e mod, acum și foarte multă lume. Da, cumva de-aia m-au dus pe mine, știi? Că, sincer, în București sunt vreo 2-3 tatuatori profesioniști. John? John, Paul Munteanu, Popescu Răzvan. Pe Paul Munteanu ai... E profesionist în ceea ce face. Probabil ai cerut altceva sau... Nu, domnule, el mi-a zis că lui se pare low să-ți faci scrisuri. Și zic, bă, prietene, eu sunt client. Păi da, dacă eu asta da, vreau. Dacă tu aia vrei, și eu să fac cu cea mai mare plăcere. Și e bun. Al tău, nu? Și ăsta nu, care da, e da. Foarte mișto. Și Mersky e bun. Sunt mai mulți buni. Da, eu nu zic. Dar cumva acum, știi, sunt buni, profesioniști și buni. Și toți profesioniști ăștia, o parte între ei chiar au și studii de specialitate. Adică nu contest asta, dar... Nu poți să-ți faci un clasament acum, fiecare cum îi place, nu că sunt absolut, unii... Absolut, uite, toți absolut. Aia care fac la John fac cu alb negru și cu asta, eu nu sunt cu alb negru și cu griu. Deci fiecare cum îi place sau cum vrea să facă sau... Cineva îmi sugerează să-mi tatuez teleenciclopedia, mi se pare foarte șmecher. Ce teleenciclopedia? Și explică cu culorile, cu alea, până vine...
model. Ce vrei tu? Cum să uit pedala? Ai uitat-o, da, ai uitat-o. Zi, deci explică-ți că să pun culorile, să pun în... el nu vorbesc eu în locul. Să pun în văsulețele alea mici, pentru că după aia se aruncă... Tot ca, e de unică folosință. Tot e unică folosință, ca să nu bagi acul în vopseaua respectivă, în aia mare, și pe aia să ai vreo boală să se transmită. Doamne, fer, nu. Deci, tot de-aia e tot de unică folosință. De tot asta explică, de-aia spune alea cubulețele alea. Văsulețele mici în care își pune vopsea și totul este ca să... Ce nu-i de unică folosință? Sunt toate care se sterilizează. Se sterilizează, alea sunt acele. Nu, nu, nu. Sunt acele unică folosință. În care bagi acele, nu? Da, da, da. Păi alea, fel de motor mâner. Acele alea. Grif. Nu știu cum denumiri cu astea, dar... Eu mă uit așa la toată lumea, îmi sugerează să tatuez FCRB. Avem deja cu rapidul, nu mai facem încă unul, nu? Tu ce idee ai? Păi eu știu. Ia dă-mi tu idee ce să-mi tatuez și eu fac ce zici. În primul rând, eu nu sunt cu scrisul. Nu ești cu scrisul. Mi se pare imbecilitate cu scrisul. De ce? Că mi se pare imbecilitate cu scrisul. Păi da, mă, dar știi ce se întâmplă cu desenul? Dacă îți faci unul, vrei să-l lungești, să-l lungești și să-l faci și mai mare, și mai mare. Cred. Ce e rău în asta? Mai ales cum erau alea care scriu numele iubitului, numele soțului, da, divorțează. Da, 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 și... După aia vine o... Șterge-mi-l, vine, fă-mi-l. Aberație, era o fată care nu, că mi-l scriu aici jos în zona, îmi scriu numele soțului. No. Și am spus, fai, 20 ceva de ani, îți scrii numele soțului, divorțezi, îți scrii pe toți până dacă ți-ai vreo 4-5. Ce faci? Și îl schimbă la vine, la bagă botul și vede numele lui Vasile, lui ăla. Deci eu nu sunt cu scrisul. Deci ce se scrie? Na, asta e complicată chestia. Că scrieți iubire în turcește, zic telespectatori. Once a marine, always a marine. E lumea nebună. N-are legătură cu mine. Dan Diaconescu OTV, îmi spunea cineva. Alice Volat Propris, care nu știu ce înseamnă, dar voi căuta pe Google și vă cred pe cuvânt. Sunt și sugestii vulgare. Ca de obicei. Să scrii numele copilului. Faith, un lup. Love life. Steaua, zice altcineva. STF, adică sunt tare fericită. Carpe diem. Toată lumea are din astea. Dar asta cu teleenciclopedia e chiar mișto. Bă, ce să scrii teleenciclopedia? Îți dai seama cât e de tare. Mamă, și ce te-ai tatuat? Tezaur folcloric. Nu, eu am vrut, Bebe știe, că Bebe e ca și copilul meu, eu am vrut să fac împușcătura aia întâmplă, care enervam pe toată lumea și termineam cu... Cum împușcătura? M-am dus cu Doruțul în lume. M-am dus cu Doruțul în lume, iată o sugestie, este o emisiune a noastră de succes. Cum? Sunt tatuaj, o gaură de glonță, așa, cu sânge, cu asta, și am vrut să mă fac aici asta. Să termin cu toată lumea și cu toate discuțiile, mai mă cheme nimeni nicăieri, să mă lase toată lumea acasă. Cu zică... siguranță, ce? Dar ce mi-am mișto așa, cu să ai gaura și cu împușcătura aia în cap? Îți dai seama, că de anime că e tatuaj permanent chestia. Silviu Andrei de la Capatos, care e de misiune, îmi scrie mie, auzi, e pe Facebook-ul nostru și îmi scrie, tatuează-ți iPhone 5. Da. Și vine pe de la... Și lui ăla ce faci, mă, lui Bebe, ce faci, mă, o coroană? O coroană. Dar aia vrea el, a fost ideea lui? Cum să-mi uit pe Dana? Forța Fuego, îmi spune altcineva. Pe la care cântă. Dar zi-mă, cum poate să-și uite pe... Cum poate să-și facă coroana aia? Cum? Aia ce reprezintă? Păi mai... Continuarea, după aia vine. Vrea să-și facă bila 8 de la biliard și coroana pe ea. Iar întreabă-l pe el ce înseamnă, că eu chiar nu știu. Nu țin, spune altcineva. Bila 8? Da, de la biliard. Acum joacă biliard? Când era bucătar, nu și-a crezi, făcut nu. Coif. Când era tâmplar, și-a făcut o linie. Păi atunci eu pot să-mi fac un microfon, nu, Serghei. Sau o lavalieră. Păi asta nu e terminat în seara asta niciodată. Doar conturul. 30 de minute. Serios? Și cu umplutura? Tot, în culori încă. Și scrisul meu în 10 minute, nu? Depinde de scris, cuvinte. Da. Da. N-avem, domne, nu prea îmi place. Unde? Am tatuat până la... Am lucrat azi până la... În micro... Ai la valier. 8.
Până seara, bă, și cred că în agitația aia am uitat. Ai uitat ce? Pedala. Pedala. Câte faci pe zi? Câte tatuaje?